În tabăra liberalilor, rezultatele parțiale nu au adus prea multă bucurie, ba chiar deloc. Nicolae Ciuc a pierdut teren în fața contracandidaților de la Ora la Arta, iar după cum arată acum cele mai recente date, drumului către fotoliu de la Cotroceni se oprește odată cu primul tur al alegerilor. În acest moment, președintele PNL se află pe locul 5 cu doar 8,86%. Ne îndepărtăm astfel, ne îndreptăm astfel spre turul 2 fără candidatul de dat de liberali. Nicolae Ciucă susține cu fermitate că își asumă responsabilitate pentru rezultatul obținut, pe care totuși nu-l vede ca pe un capăt de drum, din contră. Între timp, la mai puțin de o oră de la anunțarea primului exit poll, voci importate din partid i-au cerut să-și dea demisia. Lucru care s-ar fi întâmplat potrivit informațiilor venite pe surse. Asta după o ședință de urgență intensă care a durat foarte multe ore. Acum în cărți pentru conducerea partidului se află Dan Motreanu, Ilie Bolojan și George Tuță. Nu cred că trebuie să analizăm și să înțelegem mai mult decât ceea ce s-a întâmplat în seara asta. Este un vot care trebuie doar respectat și cu atât mai puțin noi ca politicieni trebuie să vedem care este cu adevărat relevanța lui. E un moment în care partidele mainstream trebuie să analizeze fiecare modalitatea în care au dus campania și ceea ce a însemnat percepția pentru români. Dacă s-ar fi întâmplat doar pentru noi, ar fi fost o chestiune care putea să fie asumată. Oricum, noi ne asumăm responsabilitatea acestui rezultat. Eu îmi asum responsabilitatea acestui rezultat. Se pare că românii au vrut cu totul și cu totul altă opțiune politică, motiv pentru care o respectăm ca atare. Nu trebuie să dezertăm din această situație. Este un moment dificil care trebuie rezolvat cu toți liderii partidului și să vedem ce putem să facem împreună să redresăm situația. Cred că, așa cum arată rezultatele din seara aceasta, orice formulă politică, nu cred că ar fi avut un altfel de rezultat.